greu de prins pește, peștii erau foarte măriți, dar a fost o provocare frumoasă. Atmosfera între concurenți a fost foarte bună și asta duce la a se purta mai frumos cu peștii și a iubi mai mult delta. Bine v-am găsit la cea de-a treia ediție a Mercury Pike Challenge, un concurs dedicat știucii ca de fiecare dată. A lucrat puțin la regulile și regulamentul concursului. Pentru că se cam instaurase o anumită monarhie vis-a-vis de câștigurile astea și acum se dovedește că oricine participă la un concurs poate câștiga. Mai bun ca cel ales astăzi de Mercury nu poate fi.